Agenția Europeană a Medicamentelor a cerut companiei AstraZeneca să mai adauge pe prospect încă un posibil efect advers al vaccinului său, de data aceasta la inimă. Verdictul autorității europene vine după mai mult de două luni de investigații, după ce Marea Britanie a tras un semnal de alarmă. Compania AstraZeneca trebuie să includă pe prospectul vaccinului său faptul că există un risc foarte redus de apariție a unor inflamații la nivelul inimii, evoluție care însă îi poate afecta pe pacienții cu sindrom de scurgere capilară. Potrivit Agenției Europene a Medicamentelor, acest efect secundar poate apărea după primirea celei de-a doua doze a vaccinului AstraZeneca, vaccin cunoscut și sub numele de Vaxzevria. Zevria. Autoritatea europeană a mai precizat însă că există un risc foarte redus ca acest efect secundar să se și producă. Totuși, Specialiștii nu au recomandat folosirea vaccinului AstraZeneca la pacienții care suferă deja de sindromul de scurgere capilară. Verdictul Agenției Europene a Medicamentelor vine la capătul a mai bine de două luni de investigații. Primele cazuri de dezvoltare a sindromului de scurgere capilară la persoane vaccinate cu AstraZeneca au fost raportate la începutul lunii aprilie în Marea Britanie, însă chiar și la acea dată era vorba despre doar trei cazuri dintr-un total de 20 de milioane. Este a doua oară când companiei AstraZeneca. I se solicită să includă pe prospect un posibil efect advers după cel legat de riscul formării de chiaguri de sânge. În luna martie, Agenția Europeană a Medicamentelor a recomandat utilizarea vaccinului AstraZeneca pe motiv că beneficiile depășesc cu mult riscurile apariției efectelor secundare.